Prin urmare, așa, mamă, nu se ajungea că m-ai gonit. Ai mai dat și foc casă. Îți murdăream proapă-i. Prestema să fie cine mai pune vreodată piciorul în satul unde trăiești. Prestema. Și-o fi având capitanul. Auzi-l, vorbește singur. Cine acolo? Noi, capitane, Filippo și Martos. Aha, și trăgeați cu urechea. Cine acolo, Gonzo! Gonzo! La ordine, capitane! Ia-te neisprăvitul ăsta de aici. Și te poftesc să ai grijă de secăturile astea dacă nu vrei să o pățești și tu. Nu i-am luat cu mine să mă pândească prin colțuri, ai înțeles? Da, capitane. Și fii cu ochii în patru, Gonzo. Se apropie furtuna. Crezi că am de gând să-mi las șolanele pe aici? Hai! Coborâți pâinele! Și voi ăștia din vitilă! Ce vă holbați așa la mine? Puneți mâna pe parâmbră! Te-a lovit rău, Martos. Mi-a cam mutat falca din loc. Are mâna grea, Matahala. Și ce mutră! Când m-am îmbarcat aseară, nici nu am văzut cât e de fioros. Da, ce-i drept, nu-ți prea vine să crăp de râs când îl vezi. Dar nici când îl auzi, parcă tună când vorbește. Trebuie să fie rău al dracului capitanul nostru. Pâinea lui Dumnezeu n-a fost el niciodată, nu-i vorbă, da. Dacă acum de când am ancorat la Vitilo, încă nu l-am văzut. Parcă a turbat, nu alta. Și... casa aia de pe țărm care ardea când am plecat. Nu prea pare lucru curat. N-ai văzut cum o privea capitanul? Părea că-și pierduse mințile. Se spune că ar fi de prin părțile astea. O fi. Eu unul n-am auzit de el. Că despre casa aia de care spui, al naibii să fiu dacă nu și-a vărât dracu coada pe acolo. Dracul fiind, bineînțeles, capitanul nostru. De-abia ne tocmise pe noi ăștia 10 care ne-am îmbărcat aseară și am și pornit pe ulița dinspre colină. Se-mi noptase de-a binelea, dar tot am putut zări două umbre în dreptul casei ălea. Una era a lui, cealaltă parcă era o femeie. Nu se auzea ce vorbeau și nici n-au zăbovit mult. Dar abia ne urcasem pe punte și am și văzut focul. Îmi pun gâtul că era tocmai casa cu pricina. Da, da, îți spun eu, de data asta e ceva cu capitanul Starkos. Ei, nu mai de s-ar potoli, că altfel ne tăbăcește pielea până mă ajunge în Arcadia. Acolo mergem? Așa îmi pare. Dar cine-i cunoaște planurile? Cu el nu ești niciodată sigur unde ai să ajungi. Sigur poți să fii doar de un lucru. Că Nicolae Starkos se pricepe să fie totdeauna cu corabia lui acolo unde e roz de pricopseală. De pricopseala lui nu mă îngrijesc eu, dar noi? Fii liniștit. Nimeni nu rămâne sărac pe corabia asta. Prada-i bună. Da. Era pradă bună pământul însângerat al Greciei. De ani și ani din el se ridicau vaete ce nu conteniseră nici când secolul al XIX-lea își împlinise primul pătrar. 200 de ani cotropitorul ținuse sub ascuțișul săbiei grumazul robit al unui neam care acum își cerea dreptul la viață. Nume Catambazis, Marco, Mavromihalis, Colocotroni erau purtate din insulă în insulă. Din alte țări răspundeau inimi care nu rămăseseră surd de la acest strigă de libertate. Byron venea să moară la Missolonghi. Țara sângera. Tiranul nu se îndura să-și piardă sclavii. Dar frunțile asupriților se ridicau fără încetare la lumină și după 6 ani de luptă aprigă stăpânirea dușmană nu se mai întindea decât asupra Greciei de miază noapte. Peloponezul însă și arhipelagul erau încă în flăcări. Aci viețile patrioților greci erau răpuse fără cruțare, iar cei ce scăpau erau vânduți ca sclavi în Creta și pe coastele Africei. Și tot aci, în Peloponez, ieșiseră ca hienele după pradă pirații. Faptele lor, și mai ales ale lui Sacratif, cel mai crud și sângeros dintre ei,
cutremurau întreaga lume levantină. Venind dinspre aceste țărmuri însângerate, ajunsese de curând în fața portului Arcadiei corabia Carista și capitanul ei, Nicolae Starcos, a cărui cunoștință am făcut-o mai înainte. Ați stins toate felinarele! Da, capitane! Dați-o! Dați semnalul! Pobărâți barca! Scopelul o fi la locul fixat? Iată semiluna, capitane, înseamnă că e acolo. Scopelul! Scopelul! Aici, capitane, aici! Scopelul este la ordine de capitanul Nicolae Starcos. Aruncați sprânghia! Dă mâna încoace, capitane. Așa. Bine ai venit. Ce-i nou, Scopelo? Ce veste îmi dai? Toate spune, capitane. Vasele turcești sunt gata să transporte pe Ibrahim cu trupile lui la Hir. Și flotele lui Maurii și Canaris, ce fac? Grecii nu pot decât să dea lovituri mărunte, nicio victorie definitivă. Așa că în timpul ăsta, pirații au mână liberă în tot arhipelagul. Și se vorbește mereu de... De Sacrativ. Mereu și peste tot. Am înțeles după semnul tău că ai gata încărcătura de prizonieri. Da. Am mulți? Cât să umplu o corabie de 400 de tone. Este tot ce a mai rămas după măcelul din satul Cremide. Pe legea mea, turcii au ucis cam mulți de data asta. Bine că ne-au rămas și ăștia. Unde sunt? În cetățuia Arcadiei. I-ai plătit scump? Cam scump? 3.000 de lire turcești? Ei, n-am avut ce face. Războiul e pe sfârșite. Prada e din ce în ce mai rară. Dar n-ai teamă. Afacerea e bună. Pe coastele Africii se caută robii ca iarba de leac. Fie, atunci putem ridica marfa. Fără nicio greutate. Pașa ne-a cerut însă garanția bancherului Elizondo. I-am spus că o s-o aibă. Ești un prost, Copelo. La prețul ăsta nu știu dacă Elizondo o să vrea să ne mai garanteze. E cam mare suma. Să ne garanteze? Ăsta e un fleac. Când o afla cine se găsește printre prizonieri, cine? Bătrânul o să numere bani grei, Starcos. Cum? Aur, auzi, aur, nu garanții. În cetățuia Arcadiei se află chiar fiul lui Elizondo. Fiul lui Elizondo. Da. Asta îmi place. Cum a ajuns Nătărău acolo? Nătărăul s-a schimbat. Acum face pe patriotul. Comandat trupele care au ținut piept turcilor la Cremide. A avut noroc, a scăpat cu viața. El ca el, dar mai mare noroc am avut noi când ne-a căzut în mână. Strașnic, Scopelo, ai făcut treabă bună. E, dacă e așa, atunci să plecăm cât mai repede. Nimic nu ne mai oprește aici. Iar la Corfu ne așteaptă doar Elizondo. Vulpoi bătrân, de data asta te-am în mână. De când nu l-ai mai văzut pe bancher, capitane Starcos? Elizondo? Da. De aproape 6 luni. Am auzit că vrea să se retragă din afaceri. Și în legătură cu asta, Starcos, cred că a sosit timpul să vorbești cu el și despre fiică sa. Bancherul are avere mare și ar fi păcat să încap odată cu fata pe cine și ce mâini. Doar cu ajutorul tău și-a câștigat milioanele, nu? Și este drept să rămână ale tale, Starcos. Tot ce este drept o să se facă. Numai de-am ajunge la Corfu mai repede. Timpul e scurt și avem atâtea de făcut. Bătrâne, ai uitat cu cine vorbești? Treaba asta lasă pe seama mea și a Caristei. Tăind cu prova izveltă apele înspumate, Carista, după ce lăsă în urmă rând pe rând Zante, Patras, Cefalonia și după ce reuși cu greu să biruie o puternică furtună în dreptul insulei Paxos, ajunse în seara celei de-a treia zi în apele portului Corfu. Acolo era locul unde puteai întâlni deopotrivă greci și străini.
negustori, bancheri, armatori de vase și pirați, victime și călăi. În frumoasa insulă, rămasă în afara luptelor, bubuitul tunului era înlocuit pe vremea aceea cu sunetul arginților. Pe cheiul portului, Starkos și Scopelo, abia coborâți de pe Carista, se îndreptară în grabă spre oraș. Bine că am ajuns. Mă cam temeam pe vremea asta afurisită. Am pierdut o zi. O să trebuiască să-l văd chiar aseară pe Elizondo. Dar ce e zarva asta? Ce o fi apucat pe ăștia? Asta e. De călos de sacrachii! Ce strigă stâmbarul ăla de acolo? Parcă l-aș cunoaște. Nu pricep cum de nu pun mâna pe banditul ăsta de sacra. Dar de data asta o să-i se înfunde. Ce spune? Ceva despre sacrati. Ia să vedem, e numai aproape. Robură, ce întâmplare deosebită v-a tulburat într-at în liniștea? Vreți să ne spuneți și nouă, dacă nu vă e cu supărare, cine este acest, cum îi spune? Sacrativ. Sacrativ, de care tot aud vorbindu-se. Dar cum, nu știți? N-ați auzit încă de Sacrativ piratul? Se vede treaba că nu sunteți marinari. E vorba deci de un pirat. Pirate, puțin zis. E cel mai crud ucigaș care a bântuit vreodată mările Greciei. La numai de multe, cât acum o lună a măcelărit aproape în întregime echipajele a două corăbii de comerț. Și toți cei scăpați cu zile au fost vânduți ca sclavi pe pietrele de Britanie. Iată o faptă ticălos de uricioasă de care acest, cum îi spun? Sacrativ. Sacrativ ar trebui de bună seamă să se căiască. Se va căi cu siguranță într-una din spânzurătorile care îl așteaptă. Vedeți vasul acela? E Sifanta. Cea mai iute corvetă din mările noastre. A fost cumpărată și înarmată pe cheltuiala negustorilor din Corfu. Pleacă chiar astăzi seară în urmărirea lui Sacrati. O comandă însuși capitanul Stradena. Da, numai de l-ar găsi. Ei, cine știe pe unde s-o fie ascunzând piratul ăsta, cum zice că îi spune? Sacrativ. Da, Sacrativ. Da. Să mergem, Scopelo. Să auzim de mine. Asta-i corabia care o să-l vâneze pe Sacrati. Sifanta. Frumos nume i-au dat. Or să rămână doar cu numele. Scopelo, da. Așteaptă-mă pe corabie. Eu mă duc chiar acum la Elizondo. Trebuie bune, capitane. Da. Și vezi, nu uita de milioanele bătrânului Elizondo. N-ai nicio grijă. În casa bancherului Elizondo, bucuria apropiatei căsătorii a fiicei acestuia, Hagina, cu locotenentul Henri d'Albare, eroul de la Scio, era umbrită de amărăciune. Trecuseră luni de zile de când nu se mai știa nimic despre Marco, tânărul frate al Haginei, care, împotriva voinței tatălui său, plecase să lupte în insulele arhipelagului grecesc. Mi-e teamă, buna mea, Xaris. Mi-e teamă că nu-l voi mai revedea niciodată. Bietul Marco, îți amintești când eram mici? Ce mult îi plăcea să se joace cu păpușile mele. Și ce fericit era când seara ne luam locul fiecare pe genunchii tăi. Iar tu ne fermecai cu povești. Marco adormea întotdeauna înainte de sfârșitul basmului. Și acum ar fi îngrozitor. Nu-ți mai faci atâtea gânduri negre, Hagina. Veștile vin greu acum. Mările sunt nesigure. Să avem răbdare. Dar trebuie să aflăm ceva de el. Iată, mi se pare că Ari a și venit. Ari, poate ne aduce el vreo știre. Hai, șterge-ți ochii. Iată-l, Hagina. Ari, eu vă las. Am întârziat, dar am vești despre Marco. Trăiește? Da, a fost doar prizonier.
Chiar astă seara a sosit în port o corabie aducând câțiva soldați care au luat parte la luptele de la Cremil. Unul din ei îl cunoștea pe Marco. De la el am aflat. Și unde l-au dus? Asta n-am mai putut afla. O, Doamne. O, da, ai încredere în mine, Hagina. De vreme ce trăiește, trebuie să-l găsesc. Ți-o făgăduiesc. De altfel, peste câteva zile voi fi în apropierea locului unde s-au dat luptele. Cum peste câteva zile? Pleci, Henri? Da. Iar pleci. Da, Hagina. Plec în Arcadia să-l întâlnesc pe colonelul Fabrie. S-a hotărât asediul cetății. Am fost înștiințat chiar adineauri. Și când trebuie să pleci? Poi mine în zori. Da. Înțeleg. Ai dreptate. Trebuie să pleci. Acolo este locul tău. Eu pot să mai aștept. Hagina. Dar n-am spus că plec mâine. Mai avem o zi. Nu mi-ai făgăduit să ne căsătorim înainte de plecarea mea? Ba da, dar așa repede, oare s-ar putea? De ce nu? Adevărat! De ce nu e și Marco cu noi? O, să avem răbdare, Hagina. Va veni și ziua aceea. Acum aș vrea să vorbesc tatălui tău despre căsătoria noastră. Tata a înțeles de mult. Da? Cred că așteaptă doar să o afle de la mine. Ari, mă duc să-l caut. Bine, bine. Tată! Tată! A venit Ari. El afla de Marco. Marco trăiește, tată. E prizonier. Prizonier? Da. De ce nu m-a ascultat? I-am spus să nu plece. Și unde este? Ari nu știe, dar îl va căuta. Știi, tată, Ari pleacă să lupte în Arcadia. Și înainte de asta ne-am gândit, adică el spunea că... Ce spunea? Nu cumva... Ba da, tată. Îl iubești într-adevăr? Din toată inima. Bine, bine, Hagina. Eu nu mă împotrivesc. Dar te-ai gândit? El este francez, un străin. Da, adevărat. Dar e un străin care a venit să lupte alături de noi. Pentru libertatea noastră. E un erou, tată. Treaba lui. Eu nu fac politică. Și nici n-am ținut vreodată o armă în mână. Pentru mine totul... E să te facă pe tine fericită. Că despre asta, tată? Bine. Bine, Hagina. Cheamă-l în coace. Tată. Ari? Copii? Ari. Ari, tata te așteaptă. Bună seara, domnule Elizondo. Bună seara, domnule locotenent. Da, Hagina mi-a vorbit despre afecțiunea care paleagă. Am știut-o de altfel de la început și nu întâmplător casa mea a fost deschisă întotdeauna pentru dumneata, da? Dar a sosit timpul ca fata mea să aibă lângă ea un braț mai puternic care să o apere. Eu sunt bătrân, tot așa și buna noastră Xaris, că despre Marco cine știe. Soarta a vrut ca dumneata să fie acela care să ne înlocuiască și eu n-am de ce să mă împotrivesc. Domnule Elizondo... Nu. Nu mai spune nimic. Înțeleg sentimentele dumitale. Bine, dar dați-mi voie să vă mulțumesc pentru vorbele frumoase. Nu mulțumi. Din potrivă, poate că eu ar trebui să-ți mulțumesc dumitale. Și pe când nunta, auzi că trebuie să pleci. Da, tata. Și dacă nu ai nimic împotrivă, noi am vrea să ne căsătorim chiar mâine. Da. Un preot, tu, Xaris și atât. Chiar mâine? Da. Intră! Ce e Xaris? A venit capitanul Nicolae Starcos și vrea să vă vorbească neapărat chiar acum. Chiar acum? Dar acum, Xaris, acum avem altă treabă. Treaba care mă aduce pe mine la ceasul ăsta, bancherule, nu suferă zăbavă. Dar, iertați-mă, bun găsit, cinstite gazde. Hagina, vă rog să ne lăsați singuri. Să ne chem când termin, tată. Iată-mă din nou la Corfu, dragă bancherule. Pe scurt, Starcos, ce vrei de la mine? Îl recunosc pe vechiul meu prieten Elizondo. Nici o clipă pierdută când e vorba de afaceri. Vrei să-mi spui ce dorești? A fi și așa. În Arcadia mă așteaptă un convoi de prizonieri. Peste 200 de capete, bărbați, femei și copii. Vreau să-i duc pe coastele africane. Dar cadiu vrea să fie asigurat că după vânzarea sclavilor are să primească suma cerută. Vrei să mă garantezi?
că despre câștig nu e prima oară când facem treaba asta. Care e prețul? 3.000 de lire turcești. Scump! Scump, Starcos. La fie. Pentru ultima dată. Poftim semnătura mea. Mulțumesc. Ce aud? Ultima dată? Zi, ți-ai făcut suma. Prin urmare, e adevărat că te retragi din afaceri. Da, Starcos, mă retrag. Și meșterele sunt două. Ce ai să faci cu milioanele pe care le-ai strâns? Ar fi cam mare voios să le duci pe lumea cealaltă. Adică, ce-i drept, ai pui să le lași. De Marco nu zic nimic. E bărbat, dar Hagina, păi ce o să știe ea să facă singură cu atâtea parale? Fica mea nu o să fie singură. Cum s-ar zice, vrei să-i pui pirostriile. Dar aș vrea să știu cine o să o ia când o afla cum și-a făcut averea onorabilul Elizondo. Și mai ales și o să spună Hagina când are să știe cum stau lucrurile. Nimeni nu cunoaște taina. Cine să-i spună? Eu, dacă trebuie. Da, eu. Ascultă, Elizondo, ține minte ce spun. Capul meu a fost în primejde de fiecare dată când s-i sporit averea. Prizonierii vin dus de mine, s-au adus milioane grele. E drept ca ele să rămână mie. După război am să mă las și eu de afaceri. Da, pricep pe bine, Elizondo. Hagina trebuie să devină soția lui Nicolae Starcos. Fica mea nu poate fi soția dumitale Nicolae Starcos. Este promis altuia. Nu, zău, la cui? Unui ofițer francez, Marie Talbani. Unul din eroii care au venit să ne scape din robia turcilor. Frumos, n-am ce zice. Numai că socotelile n-au să-ți iasă, vulpoi bătrân. Nici scoate goale ăsta n-o să-ți ia fata când o afla cine ești. Și nici Hagina n-o să mai aibă curaj să dea ochii cu el. Hai să strici afacerea asta chiar acum? Sigur, dacă nu, dracu să mă ia dacă nu le spun tot. N-am să fiu niciun caz o rușine pentru fata mea, mai bine mor. Asta nu schimbă nimic, Hagina tot va afla. Ești o cărnaie. Și tu ești un bandit. Hai să faci ce spun. Cum să vă răd voia voastră? Hagina trebuie să fie a mea. Și asta o să lămurim chiar acum. Cheamă-ți fata. Ai înțeles? Nici nu mă gândesc. Bancherule, nu te privi. Ascultă aici. Printre prizonieri pe care i-am cumpărat cu ajutorul garanțiilor tale, se află și unul pe care îl cunoști. Numele lui este Marco Elizondo. Marco? Păi șep, l-am pus la popreală într-o tainiță sigură. Marco, băiatul meu. M-ai zdrobit, câine. Bine, fac ceea ce vrei. Spune, ce vrei? Știam eu că ești om de înțeles. Cheamă-o pe Hagina. Hagina! M-ai spus la tată? Hagina! Da, tată! E îngrozitor! Haide, Elizondo! Vorbește! Trebuie... Da. Trebuie să renunț la căsătoria ta cu Talbare. Tată! Trebuie, Hagina! Și pentru ce, tată? Știi bine că nu s-a ieșit niciodată din voie, dar asta nu înțeleg. De ce? De ce? Pentru că... Trebuie să fii soția altuia. Soția altuia? Soția... capitanului Nicolae Starcos. Nicolae Starcos? Omul ăsta? Niciodată. Hagina! Niciodată, tata, auzi? Niciodată! Hagina, onoarea mea și viața fratelui tău cer această jertfă. Înțelegi? Viața fratelui tău! Tata. Te rog, nu-mi cere să spun mai mult. Aș muri mai curând decât să-ți pot explica tot ce este. Dar ce-i atâta vorbă, Hagina? Mâna. Lasă-mă! Ai auzit doar dorința tatălui tău, cu mine vei fi fericită, Hagina! Nu mă atinge! Înțelegi? Să nu pui mâna pe mine! Marie! 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 Domnule Elizondo, cine e omul acesta? Ține apărat să o știm? Hai să spun. Nicolae Starcos, viitorul soț al Haginei. Așa e, Elizondo. Da. Așa este, Talbari. Căsătoria plănuită nu mai poate avea loc. Sunt interese care o depășesc. Aș vrea să mă înțelegi. Nu, Marie nu-i ascultat.
Nu-și dau seama ce vorbesc. Eram sigur că nu poate fi așa. Agina, ai putea oare trece peste hotărârea mea? Da. Când știi bine ca și mine ce este în joc. Domnule locotenent, fata mea va face așa cum am hotărât eu. Adevărat, Agina? Ai putea să fii părtașă la acest târg? Nu știu. Nu mai știu nimic. După cum vezi, domnule locotenent, unul din noi este deprisos. Da. Agina, ceea ce se întâmplă aici este fără voia ta. De asta îmi dau seama. Cât despre dumneata, Nicolae Starcos, ține minte. Noi doi ne vom mai întâlni și asta foarte curând. Bună ziua! Ari! 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 Nu, tată! Nu-mi poți cere asta! Este prea mult! Îl iubesc, tată! Cât despre acest om, nici nu are ce căuta în casa noastră. Spune-i să plece. Destul, prea multe sclifosel, fetițo. Faci pe mândra, ești bogată. Ia spune-i tu, Irizundo, cum ți-ai făcut averea. Taci. Pentru Dumnezeu, taci! Bancherul piraților, auzi frumoasă, al necuțătorilor de sclavi. Dumneata, logodnica eroului de peste mări, știu oare că averea pe care vrei să o aduci în dar este pătată de sângele prizonierilor vânduți de mine și de onorabilul Irizundo? Nemernicule! Aș vrea să-l văd pe chipeșul dumitare, locotenent, când o afla toate astea, ce mutră o să facă. Nu, fetițo, pentru o drasta lui Elizondo, eu sunt încă prea bun, prea bun, înțelegi? Încetează, canalie! Tată! E mort. Afară! Ieși afară! Dari! Dari! Ce este? Dari, tu știi ce-a fost tata? Tu știi ce-a făcut tata? În zilele care urmară, Ari încercă mereu să o revadă pe Hagina, dar aceasta dispăruse fără urme. Casa bancherului Elizundo era pustie. Starcos dispăru. Copleșit de amărăciune, Dalbare părăsi Corfu, îndreptându-se spre cetatea Arcadiei, pe care colonelul Fabrie se pregătea să o atace. Corabia abia ieșise din port, când un necunoscut se apropie de Dalbare. Domnule locotenent. Da. Cred că nu greșesc. Locotenentul Dalbare? Da, eu sunt. Ce dorești? Dumneata nu mă cunoști. Tu se spune Coțo. Am fost până acum unul din oamenii lui Nicolae Starcos. Starcos? Capitanul Starcos? L-am întâlnit în casa bancherului... Capitanul! Nu capitanul, tâlharul, banditul Starcos. Nu înțeleg. Banditul? Da. Omul pe care l-ai întâlnit în casa bancherului Elizundo e un nemernic. Ești sigur? Îl cunosc cum îmi cunosc buzunarele. Sunt ani de când cu trei mările cu el. Am atacat împreună cu răbii, le-am prădat, am fost părtași la toate fără de legile. Ani și ani. Dar astăzi toate astea nu-i mai ajung lui Nicolae Starcos. Acum vin de oameni, prizonierii greci. De necrezut. Dar cum a putut ajunge un astfel de om în casa lui Elizundo? Elizundo? Dar cine oare i-a dat până acum lui Starcos toți banii de care a avut nevoie? Ce? O apă și un pământ amândoi. Bine că l-a luat Dumnezeu. Ce vrei să spui? Am murit acum două zile. Starcos era chiar acolo. De unde știi toate astea? La întoarcerea pe corabie, Starcos s-a sfătuit îndelung cu Scopelo, mâna lui dreaptă. I-am auzit vorbind. Așa am aflat ce s-a petrecut în casa lui Elizundo. Și ce s-a petrecut acolo? Haide, spune tot ce știi. Starcos venise la Elizundo tot pentru bani și de data asta. Vrea să cumpere niște prizonieri greci găsiți de Scopelo în Arcadia. O afacere bună, cum spuneau ei. Printre prizonieri se afla și feciorul lui Elizundo. Marco? Nu știu cum îl cheamă, însă aveau de gând să-i stoarcă bani grei bătrânului până să-i aducă acasă. Și pe deasupra Starcos îi mai cerea și fata de nevastă. Deci asta era.
Canalia. Ei, și? Mai departe. S-au certat cumplit. Bătrânul se lăsa greu. Că despre fată, dar ce să-ți mai înșir eu toate astea, doar erai acolo. Tot de la el știu că erai acolo. Bine, bine, lasă asta. După ce ai plecat, bătrânului s-a făcut rău. Agina n-a mai putut să-l ajute cu nimic. Când a văzut că e mort, fata a început să urle. Pe Starcos l-au dat afară. Era furios. Cam asta a fost. Bine. Și de ce-mi spui mie toate astea? Ce urmărești? Sunt numai câteva luni de când Starcos mi-a ucis fratele. Îl urăsc de moarte. Vreau să mă răzbun. Până acum n-am putut să o fac și nici n-avea cine să mă ajute. Dar când l-am auzit vorbind cu Scopelo și am aflat de dumneata și de fata lui Lizundo și de tot răul pe care vi l-a făcut, m-am gândit să te caut. Poate că împreună... Dumnezeu, i-aș fi știut toate astea la Corfu. Tot ce am putut să aflu a fost că pleci cu plicul ăsta. Așa am ajuns aici. Vei merge cu mine în Arcadia. Ce știi despre prizonierii cumpărați de Starcos? Unde sunt închiși? În cetățuia Arcadiei. Peste câteva zile o corabie de-a lui Starcos va trece să-i ridice. Și tot peste câteva zile trupele noastre vor ataca Arcadia. Întrebarea e cine va ajunge mai înainte. Și iată-ne după câteva zile în Arcadia. Care este cortul colonelului Fabrie? Al doilea pe mâna dreaptă, domnule locotenent. Mulțumesc. Domnule colonel? Henri, iată te-am spurcit, dragul meu. Sosești tocmai la timp. Atacul poate începe dintr-o clipă într-alta. Cu atât mai bine. Orașul și cetatea sunt încercuite dinspre uscat încă de acum două zile. Turcilor le-a mai rămas însă ieșirea dinspre mare, de unde continuu să aduc întăriri. Da. Atâta vreme cât mai o liberă această cale, noi nu putem porni la atac. Poate ar sosi odată flota lui Canaris să le taie drumul. Domnule colonel, veniți! Ce? Se văd vapoare în larg. Unde sunt? Ei, sunt ale, au sosit. Capitane Talabă! La ordine! Pregătește oamenii pentru atac! Înțeles. Ale, iată planul. Îl cunoști, amiral? Desigur, am luptat împreună la Laupria. Vei lua imediat o luntre ușoară și vei porni în întâmpinarea amiralului. Am înțeles. Amiral, am onoarea să vă salut. Ce este? Ah, Dalvare, dumneata ești? Eu, domnule amiral. Colonelul Fabrie vă trimite salutul său și mă însărcinează să vă aduc la cunoștință planul de luptă al trupelor pe care le comandă. Da, foarte bine, foarte bine. Vei primi ordine de la colonelul Mavroghen. Îl găsești pe puntea de jos. Prea bine, domnule amiral. Domnule locotenent. Da? Vă caut o femeie. Pe mine? Cine? Eu vă caut, domnule locotenent. Am aflat de sosirea dumneavoastră și am vrut să vă vorbesc. Da. Ce dorești? Nu mai recunoașteți? Nu. Parcă. Asta e. Totuși, parcă. Parcă te-am mai văzut undeva. Mi-ați salvat viața. Am fost împreună în luptele de la Grabusa, în seara când i-am dat pe turci peste cap. Andronica! Dumneata aici! Ei, numai la întâlnirea asta nu m-aș fi gândit. Îmi făgăduisești doar că te întorci acasă. E adevărat. V-am făgăduit, domnule locotenent. Mi s-a spus că ai avea un fiu. Nu e destul dacă luptă el? Sau a murit? Nu, n-a murit, dar pentru mine e ca și mort. Fiul meu, la 16 ani, a fugit de acasă. N-am mai știut nimic de el an de-a rândul. Apoi... într-o zi am aflat că devenise un ucigaș. Un pirat. Cum? Credeam că n-am să mai văd. După lupta de la Grabusa am întorsesem în satul meu, la Vitilo. Vroiam să mor acolo, în casa mea, neștiută de nimeni. Dar într-o noapte, pe neașteptate, l-am văzut. Stătea nemișcat în pragul casei și mă privea. Știu ce i-am spus, dar l-am alungat, l-am gonit. A plecat capul și s-a dus. Apoi am dat foc casei. Casei unde cu ani în urmă, în locul unui copil bun,
dăduse în viață unui nelegiuit. De atunci nu mai am pe nimeni. Și nimic nu mă mai așteaptă acolo. Acasă. Dar nelegiuirile trebuiesc însă și ele răscumpărate într-un fel. Nu, domnule locotenent? Iată de ce sunt aici. Ca să lupt împotriva nelegiuiților. Andronica, ești o femeie curajoasă. Fericită țara care are femei ca dumneata. Locotenent Alvare, locotenent Alvare, pe puntea de comandă. Da, vii undată. Andronica, eu trebuie să plec. Nu știu dacă ne vom mai revedea. Cum? Poate că vom lupta din nou împreună. Așa. Cu bine, Andronica. Mă bucur că v-am revăzut, domnule locotenent. Mergeți sănătos și Dumnezeu să vă aibă în pază. Domnule colonel, sunt locotenentul d'Albare. Locotenente, avangarda pe care o vei comanda a coborât în bărci. Pornește în grabă. Îți vom acoperi drumul cu focul artileriei. Vei debarca în capul digului care se vede la intrarea în port. Noi te vom urma. Am înțeles. Zgomotele luptei care între timp cuprinsese întreg orașul ajungeau acum până la prizonieri închiși în cetățuia Arcadiei. Vezi, Marco, suntem salvați! Salvați! Au ajuns la ziduri! Marco! Marco, unde ești, Marco? Doamne, cine mă strigă? Aici! Aici! Arde dușa! Marco! Salvare! Arriva! Marco! Dar ce? Ce e cu tine? A fost împușcat în picior. Dar nu-i nimic! Andronica! Da! Vino cu acea. Vezi de el, e rănit. Liberați pe ceilalți. Cu bine, Marco. Marie. Am să mă întorc să te iau de aici. Marie. Trecuseră câteva zile de la cucerirea Arcadiei. D'Albare se pregătea să pornească împreună cu Marco spre Corfu, unde spera să o găsească pe Hagina. Când, într-o seară, primi o scrisoare misterioasă, prin care îi se cerea să preia de îndată comanda corvetei Sifanta, plecată în căutarea piratului Sacrativ. Scrisoarea, semnată cu cuvintele "un grup de patrioți greci", părut demnă de încredere lui D'Albare, care, fără a mai sta pe gânduri, se îndreptă spre Anapomera, unde corveta îl aștepta. De la Todros, secundul vasului, nu putu afla decât că Sifanta fusese cumpărată de curând de către un bancher din Ragusa. Mai mult nu știa nimeni. Sub comanda lui D'Albare, Sifanta cutreieră săptămâni la rând mările arhipelagului în căutarea piraților. Trecu pe lângă insulele Mitilene, Samotrace, Lemnos, Imbros, ajunse în apele Cretei, dar în afară de două corăbii mici, care se făcuseră îndată nevăzute, nu întâlni niciun vas suspect. La orizont se întrezăreau coastele Cretei, când, abia deslușindu-se în negura dimineții, apărând depărtare silueta unei corăbii care nu era tocmai necunoscută lui D'Albare. Era Carista,
ciudatul vas al capitanului Starkos. Ea se îndrepta cu toată iuțeala spre portul Scarpanto, hotărât să nu piardă prilejul de a pune în sfârșit mâna pe acest ticălos care îl înfruntase cu atâta îndrăzneală. D'Albare acostă și el în același port. Acum însă vreau cu orice preț să aflu ce treburi murdare l-au adus în coace. Haide-mi, Totros. Faceți liniște! N-au mai rămas decât prizonierii din țară. Din ordinul cadiului se va face o singură licitație pentru toți. Sunt 120 de capete, femei, bărbați și copii. Licitația începe de la 1000 de lire turcești. Sfârșitul târgului va fi hotărât de o lovitură de tun la apusul soarelui. Cine dă mai multe 2000 de lire? 2100! 3000! Ce faci, capitane? 3000 de lire pentru 100 de nenorociți? Nu valorează nici jumătate nemâncații ăștia. Valorează 20 de milioane de lire, Scopelo. Privește în țarcă în dreapta. Nu recunoști pe nimeni? Ah, pe legea mea. E însăși Hagina, fata lui Elizundo. Exact, fata bancherului. Ești Exaris cu ea. Dă cineva mai mult de 3000? O dată! De două ori! O clipă! 4000 de lire! Asta e nebun, Starkos. Prizonierii nu valorează decât 1500 de lire. La dracu, e D'Albare. Xaris, Xaris, uită-te. E Ari. 5000! Vor trebui să fie ai mei cu orice preț. 8000! Câine a furisit, te învăț eu. 12.000! Nu mers prea departe, capitane. Ești sigur că milioanele mai sunt ale ei? 12.000 odată! De două ori! Doar nu l-o fi dus în mormânt, fosul ăla bătrân. 13.000! 13.000 odată! De două ori! Negiobule! Am pierdut! Lovitura de tun înseamnă sfârșitul târgului. Licitația s-a închis! Cumpărătorul să vină în fața cadiului. Todros, du-te și spune-le că viu imediat. Eu acum am alte treabă. Ari! Agina! Ari! Mi-aș fi dat și viața să te pot salva. Ari! Dar cum ai ajuns aici? Îți voi spune mai târziu. Ari, cerul te-a trimis. O, iată și pe buna noastră Xaris. Ari! O veste bună, Agina. Care? Marco e liber. Marco e liber. A plecat spre Corfu. Doamne, adevărat! Atâta fericire deodată! Domnule comandant, cadiul te așteaptă. Da, mă duc chiar acum, Todros. Prizonierii îi vom lua pe Sifanta. Nu-i putem lăsa aici. Pregătește îmbarcarea. Într-un ceas vom ridica ancora. Să părăsim cât mai repede locurile acestea. Au trecut două zile. Sifanta navighează cu toate pânzele întinse. Da, domnule Ari, din clipa când Hagina a aflat adevărul, nimic pe lume n-ar fi hotărit-o să mai apară în fața dumitale. Biata fată, nu și-a regăsit liniștea decât atunci când și ultimul ban a fost cheltuit pentru răscumpărarea prizonierilor greci vânduți prin târguri. Un suflet cu adevărat cinstit. Și după cum ai văzut, puțin a lipsit să nu sfârșească și ea însăși ca sclavă. I-ai salvat viața, Ari, de altfel ca și pe a lui Marco. Ah, cât despre asta. Dacă n-ar fi fost bătrânul Gozzo lângă mine... Te-a urmat în Arcadia, nu? Da. A murit ca un erou atacând cetățuia unde era închis Marco. Gândește-te, Xaris, ce s-ar fi întâmplat dacă n-am fi sosit la timp. I-ar fi măcelărit pe toți. Într-adevăr, ăsta e obiceiul lor. Pe când așa, ea privește pe Hagina cât e de fericită. Hagina! Încât a stat numai pe punte. Ce liniștit plutește Sifanta. Parcă nici nu s-ar mișca. Așa și este. De altfel, nici nu vreau să părăsesc încă apele Cretei. Mai curând sau mai târziu, corabia lui Starkos trebuie să iasă în larg. De data asta va plăti pentru toate mișeliile lui. Sifanta are tunuri bune. Cred că mă voi despărți cu greu de Sifanta. Ce ai de gând să faci cu ea, domnule Ari? Nu știu nici el.
Nu știu nici măcar a cui este. După lupta din Arcadia am primit o scrisoare ciudată prin care mi se încredința comanda ei. Mai târziu, Todros mi-a spus că vasul fusese cumpărat de către un banchier. Dar numele lui nu l-am aflat nici până azi. Am să te ajut eu să-l aflu. Tu? Dar ce-l cunoști? Da. Iată-l pe bancherul din Raguza. Saris, dumneata? Chiar ea. Ea a cumpărat corveta din ordinul meu și tot ea ți-a trimis scrisoarea aceea care te-a mirat atât. Avem multe de răzbunat. Cine altul afară de tine ar fi putut să mă ajute? Și cine altul ar fi făcut la Scarpanto ceea ce ai făcut? Privește prizonierii pe care i-ai scăpat. Sunt de fericit. Afară de femeia aceea ciudată. Da, într-adevăr. Femeia aceea e singura care parcă nu se bucură de întorsătura lucrurilor. Ai zice că nu mai așteaptă nimic de la viață. Despre cine vorbiți? O femeie care a suferit și a luptat mult în războiul ăsta. A căzut în mâinile turcilor cu două zile înainte de a veni cu. A luptat alături de patrioții greci împotriva dușmanului de la început. O adevărată eroină. Cum o cheamă? Andronica. Andronica? Uh-huh. E aici? E pe vasul nostru? O cunoști? O cunoști? Dacă o cunosc. Am luptat alături de ea la Grabuza, apoi în Arcadia. Cu ea eram când l-am găsit pe Marco. Ea l-a îngrijit. Apoi lupta ne-a despărțit iar. Dar unde e? Trebuie să-i vorbesc. Corabina! Ce-i asta, Todros? Ce fel de corabina? Sunt cel puțin 10 vase, domnule comandant. Ia, dă-mi, te rog, și mie luneta. Da, așa este. Ridicați pavilionul pentru salut. Ridicați pavilionul pentru salut! Toată lumea la posturi, Todros. Toată lumea la posturi! Toată lumea la posturi! Mari, ce este? Par neliniștit. Nu-i nimic, da. Pe mările astea nu știi însă niciodată pe cine întâlnești în cale. Sper să n-avem de ce ne teme. Mari. Nu vor să răspundă, domnule comandant. Ciudat. Și se pare că vin în direcția noastră. Dar ce văd? În fruntea lor e însă Scarista. Starcus? L-așteptam singur. A știut ceva ce banditul și a chemat ajutoare. Cu siguranță că ne vor ataca. Todros! Da, domnule comandant! Aduceți muniția, încărcați tunurile și pregătește oamenii de luptă. Apoi împarte arme tuturor prizonierilor în stare să se apere. Trebuie să ne apărăm cât mai bine. Am înțeles, domnule comandant. Saris, Hagina, da. Chemați-o pe Andronica. Sunt aici, domnule locotenent al Barei. Andronica! Nu vroiam să mă vezi, dar acum e altceva. Va trebui să luptăm, vom fi deci ea alături. Ești neschimbată, Andronica, neschimbată. Andronica, trebuie să mă ajuți. Sigur. Dumneata cu Hagina și cu Saris aveți grijă de femei și copii. Bine. Rămâneți jos sub punte, acolo e mai ferit. Iar de vom avea răniți... Ai încredere în mine. Vino, Hagina, hai, Andronica. Domnule comandant, pe Galista se ridică pavilion. În sfârșit, vom ști ce gânduri au. Iată, e la jumătatea catargului. Acum se vede bine. Este un steag negru tivit cu roșu. În mijloc tot cu roșu, parcă ar fi o literă. Oare nu cumva... Nu mai încă pe îndoială. E steagul lui Sacrativ. Sacrativ? Pe Calista? Prin urmare, acesta e Sacrativ. Starcos. Nicolae Starcos era tot una cu faimosul pirat Sacrativ. Au și început. Răspunde. Nu încă, Todros. După cum s-au înșirat, se pare că vor să ne înconjoare. Atențiune! Trageți până la scufundare! Foc! Todros! Ce-au lovit? Catargul mare! Au rupt doi truci! Sunt și răniți! Continuați focul! Uite! Lăvăleți! Suntem pierduți, Todros! Sunt prea mulți! Prindeți-vi! Încercuiți-i! Mai bine mort! Asta o hotărăsc eu, Dalvare. Nu știam că Sifanta e comandată de dumneata, alminte n-aș fi stat pe gândul să pun capăt frumoasei dumitale călătorii încă de cât te îndreptai spre Creta. Și unde mai pui că te scăpam și de oboseala târgului de la Scarpanto? Te ne-am fi întâlnit atunci. De mult erai atârnat de catargul Sifantei. Ia seama, Dalvare. Catargul de care vorbește încă la locul lui și n-am decât să fac un semn. Fără! Numai o clipă. Așteptăm pe cineva. A și sosit. Hagina! Harry! Harry, trăiești! Doamne! Despărțiți-i! Lăsați-mă! Lăsați-mă, ticăloșilor! Lăsați-o! Lăsați-mă! Aveți de-a face doar cu locotnica lui Nicolae Starcos.
Reșa Hagina. Și sper că nu o să ai nimic împotrivă dacă astăzi îl regăsești sub numele de Sacratif. Cum? Piratul? Ei, da, piratul. Așa că înțelegi de ce mă atrag milioanele tale. Ascultă-mă bine, Nicolae Starcos. Milioanele de care vorbești au fost cheltuite până la ultimul ban pentru a îndrepta răul făcut de tatăl ei. Astăzi, Hagina Elizondo nu mai are nimic. Niciun ban. Așa? Blestemaților! Domnule Dalvare, poate nu-ți place spânzurătoarea. Ei bine, vei avea prilejul să-mi cunoști mărinimia. Veți sări în aer cu toții! Cu toții! Mă auzi? Unul n-o să scape! Hai, mulțumește, meroule! Da, mulțumește, Ari. Așa vom muri cel puțin împreună. Tu să mor, no, Hagina, no, tu vei trăi și vei fi roaba mea. Roaba mea, ustu! Ori! Nea Filippo, închidere despre echipajul lui Sifanti Magazil. Poruncește oamenilor noștri să se îmbarce în grabă. Oprește numai 20 din ei și două bărci. Apoi pune foc la magazia de pulveră. Haide, ia fătulia asta. Să piară toți! Toți! Da, toți! Oh. Și mai că ta împreună cu ei! Mama mea! Mamă! Tu aici? Da, eu, Nicolae Starcos, Sacratif, neliciuitule! Eram printre prizonierii de la Scarpanto de vânzare. Nu mai recunoscut! Filippo, așteaptă! Așteaptă puțin, locul vom pune mai târziu. De ce mai târziu? Dă făclia încoace! A luat făclia! Nu lăsați la magazia de muniții! Nu lăsați! Mama! Mama! Nu lăsați! Oprește-te! Ascultă! Care acolo? Încă un pas, dacă mai faci, arunc făclia drept în butoiul cu pulvere! Mama, să nu faci asta! Sunt fiul tău! Fiul meu! Eu nu mai am fiu! Mama, ascultă! Stai să vorbim! De atâta timp vreau să vorbim! Mamă, iartă-mă! Să te iert! Da, pentru asta venisem și la Fitilo să vorbim, să-ți explic, dar mai alungat. Acum să te rog, apasă blestemul tău, ura ta, lasă totul deoparte și iartă-mă! Îndrăznești să-mi cer asta! Dar ești oare vrednic de iertarea mea? Ai curajul să-mi o dovedești? Iată! Dă o corabie prizonierilor și echipajului Sifantei. Lasă-i pe toți să plece. Să-i las să plece? Pe toți? Așa cum ți-am spus. Numai după aceea voi sta de vorbă cu tine. Mamă, da, nu pot. Nu poți? Atunci făclia asta va face ceea ce ești. Stai! Așteaptă! Mă duc să dau ordine. Nu! Tu rămâi aici. De treaba asta să se îngrijească altul. Cheamă-l pe Dalvare! Pe Dalvare? Păi ce? Vrei să mă umilești în fața lui? Dalvare este un erou! Aș fi fost mândră să am un fiu ca el! Haide, nu pregeta! Dă ordinele trebuitoare! Filippo! Ai auzit tot? Da. Păi tocmai... Mamă! Mamă, ha. Acum de ce nu stingi făclia? Vezi că am făcut așa cum ai vrut? Nu încă! N-am sfârșit încă! Iată, vine Dalvare. Andronica, dumneata erai? Ce este? Te-am chemat, domnule locotenent Dalvare, să ne luăm rămas bun. Cum? Capitanul Starcos se învoiește să vă dea drumul la toți. Peste câteva ceasuri veți fi departe. Să nu uiți pe Andronica, domnule locotenent. Dar cum? De ce? Ce s-a întâmplat? Nu mai întreba nimic. Nu mai pierde vremea. Te rog, du-te! Fiul meu. Bine. Adio, Andronica. Capitane, am făcut cum mi-ai poruncit. Pe corabie n-au mai rămas decât oamenii noștri. Ceilalți s-au îmbarcat toți. Bine, bine, Filippo. Acum lasă-ne singuri. Mamă, iată, ți-am îndeplinit dorința. Vrei să mă ierți, să mă asculți?
Să te iert? Pentru ce? Pentru că ți-ai vândut frații care luptau împotriva dușmanului? Pentru că ai trădat pământul părinților tăi? Să te iert pentru toate astea? Niciodată! Cum niciodată? Păi mi-ai făgăduit? Stinge făclia! Înapoi, blestematule! Cum ai putut crede că voi uita vreodată crimele tale? Mamă. Vrei să te iert? Iată iertarea mea! Acolo, în butoiul de pulvere! Stai! Ce faci? Nu! Umbrele serii coborâseră de mult. De pe puntea corăbiei care îi ducea spre Corfu, Hagina și Dalbare priveau tăcuți, încremeniți, vârtejul pe care undeva departe îl făceau încă apele învolburate ale mării. Acolo plutise mai înainte Sifanta.